Salut! Hai să vedem ce mai facem astăzi în Orosita. Ziceam că aștept să vină niște comercianți din ăștia să mai vând ce avem pe aici, să mai luăm ce ne mai trebuie. Aș vrea să mai am niște oi, poate, pentru haine. Momentan haine nu avem. Nu avem deloc. Avem haine? Ba da, avem 46, le-a băgat la piață iar. Da, are la piață. Să mai fac niște case. Nu case, spuneam că vreau să intru în pădurea asta. N-am pus pod. O, ba da, m-am pus pod aici. Și asta aici avem doi pădurari. Vânători, nu pădurari. Să mai fac niște case în partea asta. Aș putea să mai fac niște case prin partea asta. Sau mai bine să... Să mai așteptăm. Bă, dar cu ce viteză merg? Cu 2? De cu 5. Abia mai strânge din ce s-a făcut pe aici. Aș putea să strâng mai multă mâncare. Să-mi țin aici o zonă cu case și plantație. Și să mă bag și în partea asta cu alte case. Și o altă plantație. Cred că asta o să și fac. Să dau pe viteza 2, că pietre... Ah, n-am pietre. Hai să... Să adunăm... N-am nici pietre, n-am nici fier. Să adunăm... pietre. Hai că avem ceva pietre pe aici. Bun. Și... apoi fier. Fier aș mai avea. La luăm și pe ăsta. Pune la dună. Bine că aș vrea să fac un hambar și aici. Distanța prea mare de la hambar și în piața nici nu o să acopere zona asta. Hai să văd dacă merge, că e terenul cam strâmb, am impresia. Multe hopuri, dealuri. Hai să-i dau întâi... Să-i dau să fac hambarul. Unde e, mă, ăsta? Pot să-l bag. Să-l bag în jos, am mai mult spațiu. Da, îl bag în jos hambarul. Am mai mult spațiu în sus să mă întind cu... Bag hambarul unde? Îl dau în jumate pe aici. Aici. Să-l dau în dreapta de tot. În dreapta merge? Nu merge. Cam pe aici merge. Vreau să mă încadrez și cu casele. Eu o să-l bag în dreapta de tot. Bag în dreapta. Dar așa și rosit timpul. Ca să vină lângă hambar. Hai că nu pun hambarul. Pun casele întâi. Pun casă. Una. Două case, 16 cu 8. Avem și lemne. Două, trei case. Și în față, la fel, încă trei case. A, nu mă lasă să o pun? Pleacă, mă, e strâmb. Am văzut că e terenul strâmb, dar... N-are nimic, punem așa. Punem o casă până aici. Pun una aici. Și una aici. Două case, văd dacă mă încadrez să pun ceva și aici. Ok, să punem și hambarul acum. Punem și hambarul. Hai să vedem. Îl bag așa. Nu, așa, asta e fața. Fața spre mine, da? Punem hambarul aici. Și plantația o punem în spatele astea. În spatele la case. Facem un
Pădurar, trebuie să mai pun un pădurar pe lângă casă, dar zona asta oricum o să fie ocupată, așa că nu mă ajută cu nimic. Cred că cel mai bine ar fi să pun tăietorul, spărgătorul de lemne. Nu aici. Aici. Și totuși, ba nu, că e bine, nu? Nu, să le pun lângă. Punem aici. Lângă hambar, pentru că o să fac zona de stocare aici. Lângă hambar. Unde erai, mă? Aici. Chiar lângă hambar. Sau în spate la hambar. Nu, aici e bine. Prea mare așa. Prea mare. A, merge să mă întind în jos. Da, mă, hai că-l fac așa atunci. Zona de stocare aici. Posibil să mă fi întins cu multe construcții și n-am destule resurse. N-am nici pietre, n-am nici lemne suficiente. Lemne tăiate am. Ar trebui să mai tem din astea. Unde e viteză? 5. Constructor am decât unul. Hai că am început să aduc. Am început să aducă din ele pe aici. Din materiale. Bun, și acum să mă întind cu... Am 7 fermieri, aș putea să mai bag unul la fermieri. Că astea o să-mi țină populația hrănită. Unde am? Pe aici. Pe aici. Plantăm cât era. A, nu pot să mă bag în spatele lui. Bine, la un pas. Pot să mă bag în spatele casei, cred. Cât era? 14 cu 4, 15 cu 5. 15 cu 4. Cu 4. 15 cu 4. Pot să mă bag și în partea asta? Nu, că e terenul la strâmb. E terenul la... Exact bucata aia e strâmbă. N-am ce face. Dar pot să mă bag în partea asta, nu? 15 cu 4. Aici deja mă întind, exagerez. Că n-am destule persoane ca să lucreze. Dar astea cât sunt, mă? Că astea nu sunt 15 cu 4, astea sunt mai scurte. Vreau să văd ce spațiu ocupă. Nu-i nimic. Hai că au început să curețe ăștia pe aici terenul. Sau pădurarul. Sunt copaci bătrâni pe aici, curăță, mă? Și ăsta? Da, mă. Pădurarul, ăla curăță terenul. Haha. Curăță terenul pe aici, mă. Deci nu trebuie să le dea să taie din copaci, curăță el. Dar am puțin pădurar, nu? Am 4, nu, exact maximum de pădurari. Aici e bine că am mai făcut case, că încep să mai crească populația, începe să se mărească. Îi dau cu 10. Lasă cu 2 că vreau să văd care e situația pe aici. Ăsta n-are din ce să facă, nu? N-are piele. Îl țin degeaba. Aici mai avem unelte, avem 150. E bine, n-are rost să consume, să fac mai multe, o să-mi consume fierul și lemnele. Consumă 9. Păi și ăsta, sfârșitul de lemne, consumă 4. Consumă multe lemne ăsta. Pescarul a mai făcut și el ceva? Avem ceva pești. Piața e aproape plină, hambarul e... Totul se strânge la piață. Hai că ocupă ăsta de mai zona. Aș putea să mă mai întind în partea asta cu niște terenuri. Aș putea să mai fac case și prin zona asta.
Sunt curios ce pot să iau, dacă pot să-mi iau niște oi, ceva să facă haine din lână, să nu mai dau din piele, sau să iau vaci sau găini. Urâtă rău e zona asta, am dealurile astea pe care nu pot să construiesc. Dar de ce nu curăță ei mai repede zona? Sunt 5 plus toți fermierii care stau degeaba acum. Este copilul, dai pe viteza 10 și hai să vedem dacă s-a apucat și de treabă mai repede. A trebuit constructor, mă, ca să facă treaba. Mai dau, facem doi constructori. Hai că am început să avanseze parcă. Deci asta e zona de stocare. Mai facem o bucată de oraș aici, am zis. Deci ar trebui să mai fac o piață și pentru ăștia. Dar hambaroi, bine că... Hai că vede, uite că i-a dat drumul ăsta. Punem iar fasole. Și punem și aici grâu și iar fasole. Așa. Dar o să mai am nevoie de fermieri acum. Am nevoie de fermieri. Opa, a venit. Gata, mă, avem un... cum le zicem în ăsta? Comerciant, da? Lasă pe viteza 1. Sau, de fapt, pauză. Sau nu. A, uite că mi-a luat trenul ăsta cu semnul întrebării. Dacă n-am fermieri. Și am eu de unde să bag fermieri, că n-am. Hai că văd eu acum cum fac. Ce are, mă? Are grâu. Asta e varză. Cabage. Și ceapă, n-am ce să-i dau, n-am de ce să iau astea. Să dau unelte, nu. Lemn de foc, nu. Mâncare am, n-am de ce să... O să dau comandă de ceva, nu, dar o să vină mai scumpă. Dacă dai o comandă și nu o aduce el, e prețul mai mare la ele. Așa că... N-am nevoie urgentă de nimic. Îi zic să plece. Da, hai că acum încă e iarnă, dar nu am... Ba da, hai că le am. N-am semnul întrebării pe niciun teren. Dar tot aș mai avea nevoie de fermieri. Încă 3. Probabil m-am întins cu astea. Încă 3, da. Cred că îi dau la asta să nu mai lucreze. 11 și mai dau încă la 1 să nu mai lucreze. Că în momentan am populație mică. Și avem două, da? Și gata. I-am rezolvat. Doi constructori, doi care cară, doi muncitori. Hai să le facă repede. Hai că material mai am. Aici mai are de construit. Am zis că pe zona asta mai fac un pădurar. S-a cam golit aici de copaci. Aș putea să pun pădurarul chiar în spate. Bă, dar m-am băgat aiurea rău, m-am băgat exact în spate la casă. Trebuia să fi lăsat un spațiu să trec cu drum. Păi ce, m-a venit iarna? A nins iar, așa repede. Abia dispăruse. A, deja s-au mutat în casă. Vânătorul herbalistul din partea aia, din partea stângă. Bun, mai am eu să construiesc aici pentru un vânător, că avem nevoie de piele pentru haine. Ia uite, fermierii deja s-au apucat, mă, cu zăpadă pe jos, ăștia deja sapă, plantează, ce fac ei? Cu zăpadă pe jos, mă? Hai că s-a dus zăpada. O să pe viteza 2, s-a pus și o să mai gândesc pe aici. Ce am de făcut? Trebuie să pun pădura, l-am zis. Dar eu fac, bine, o construiesc până la urmă, nu pun pădurar. Nu bag pădurar în ea, nu bag nici tăietori de lemne. Sau poate bag. Pădurarul, ia. Trebuie să-mi ocupe zona asta de aici. Sau să nu pun, mă. Da, nu pun pentru că în zona asta vreau să plantez mai, să pun mai multe
terenuri de-astea agricole cu plantații. Am nevoie de niște lemn, o să mai curăț lemnul după aici. Așa și ăsta. Ce aș putea eu să mai fac? Deja am mărit producția. Băi, dar asta nu termină. Ambarul să mă duce până în partea cealaltă la habarul ăla. Dă-i prioritate. Ambarul, ia. Mai trebuie să construiască, restul e totul pregătit, are toate materialele aici. Ia, îl face. Nu vine nimeni la el? Ba da, au venit, gata, au venit amândoi constructorii. Nu au venit, mă, zice că sunt doi. Nu face nimic? O las așa? Da, mă, nu vine nimeni. A, ba, abia, ba, da, abia acum vine. Gata, îl face acum repede. Îl face repede. Nu prea știu ce să mai fac acum. N-am nici populație să dau să mai fac. Să mai curăț din copaci. Curăță ăsta, pădurarul. Păia bătrânii curăță el singur. Să curăț zona pe aici, mă gândeam. Și în jos și în sus. Să mai plantez prin zona asta și să mă hotărăsc ce mai fac. Aici nu prea am ce să pun. Nu prea am ce să pun. Aș putea să mai bag drumuri. Să meargă mai repede. Pe drum, pe lângă terenurile. Nu pot să bag drumul, mă, pe lângă asta? Nu pot, fii atent că nu pot să-l dau. E o bucată care nu e în. Da, foarte urât. Să o dau să o ocolească prin partea asta. Pe lângă hambar. Așa. Și așa. Și merge, ajunge în partea asta. Să dau și pe lângă. Dau și așa, da. Dau până în capăt. Asta e, rămâne o bucată care nu merge să fac. Oricum nu o să treacă pe aici. Și până la urmă, un pătrățel de ăsta nu are așa mare importanță. Așa, ăștia fac terenul. Drum de piatră aș putea să fac să ajungă mai repede dintr-o parte în alta, dar până la urmă mă concentrez să fac aici o altă piață pentru casele din zona asta. Ăștia trăiesc cu ce o să facă din partea asta și ce se strânge în partea asta la piață și o să mai fac o piață aici. Piață Marche, da? Să-l dau unde? Îl dau în margine. Da, nu prea e ok. Să-l bag aici. Nu știu exact unde să-l mai pun. În jos aici vreau să mai fac terenuri. Sau să fac, bă, nu, hai că bag piața, că merge exact în. Bag piața aici. Punem piața așa. Cât îmi ia? Îmi ia 40 din. Hai că mai am cu ce să construiesc. Dar am ce să bag la el? Am, mai am o persoană și poate mai cresc din copiii ăia. Și asta ocupă, câtă zonă ocupă el? Hai că ocupă destul. Facem o piață și aici. Așa. Să dau viteza mai mare. Ar trebui să măresc producția de lemne. Să facem 1100, 1500. 1500 că s-ar putea să rămân fără lemne. Am suficientă piatră ca să fac și casele din piatră. Dar le mai lăsăm așa până strângem mai multe.
Fac aici spărgător de lemne, nu, sunt întinde până în partea aia. Sau posibil să ia și de aici. Uite că le adună pe astea. Astea mai curăță din zona asta. A, n-am dat să curățe zona asta, greșeala mea. Am zis că le curăță, nu le-am curățat. Curăță toată zona asta. Tot ce am pe aici. Tot, tot, tot. Așa. Sunt 31 cu 10. Băi, când s-or face copiii aia mari, avem 41. Deci aș avea din ce să mai pun și la fermieri. Ei cu viteză mai mare, maxim. Trebuie să pun pădurașa aici, nu? Pe de unde o să-mi ia lemnul? O să ia din partea asta? Dacă nu pun pădurar aici, dacă nu pun aici pădurar, de unde iau lemne numai din partea asta, nu o să fie destul. Și de lemne chiar am nevoie. Unde e pădurarul, mă? Aici. Facem și pădurarul. Exact în spate, la case. Că până la urmă o să am case și zona asta de fermă. Ferma o pune, cred că în partea asta mai pun terenuri de astea de plantat. Ocupă destul, are rotunda aici. Cam mirosesc zona, să dau rotunda așa. Cred că mai bine îl bag așa. Cred că mai bine îl bag așa. Așa îl bagăm. Sau invers. Mai bine cred că așa. Punem aici pentru pădurar. Dacă am pădurar, pot să fac și... Bă, dar n-am destule... Bă, da, mă, că o să crească ăștia, o să am destule persoane. Deci mai punem pădurar. Herbalist. Plante medicinale nu prea am nici de astea. Herbalistul. Punem și herbalistul lângă. Herbalistul lângă ăsta. Pădurarul, nu pădurarul, vânătorul în spate la ăsta. Dar pot să-l bag așa? Nu prea merge așa. Să-l bag aici, o să intre în piață. Cât ocupăm. Ba, dar aș putea să-l bag aici. Să-l bag aici. Vânătorul, hai că-l pun aici. Materialul de construcție, nu prea mai am nici de astea. Astea, când o să fie gata, le vedem atunci. Trebuie să-mi adun întâi bucățile astea de pe aici. Să dăm viteză maximă. Piața e aproape, nu, e jumătate. Nici hambarul nu e plin. Producție cam puțină. Hai că uite, mai face câteva, nu prea se consumă. Asta cu unelte am destule, n-are rost să mai facă. Lemne, uite, bă, cât de repede a făcut 1000, aproape 1500, mai are puțin și gata. Opa, stai că nu e bine. A, nu mai avem fier. Fier pentru, îi trebuie cui? Lu ăsta trebuie fier sau pentru construcțiile care le am eu pe aici, nu? Păi și n-am dat să adune fier. N-am pe aici. N-am pe aici fier. Bine, atunci hai să luăm de unde. A, păi am fier prin părțile astea, mă, care sunt mai aproape. Sunt și pe aici. Hai să luăm tot fierul din zona asta de aici. Tot fierul. Da, dar întâi o să se ocupe de partea asta, că asta am dat-o la început. O să mai dureze până termină cu ele. Dar nu mai avem fier, nu e nicio problemă, mergem înainte. Ăsta au început să scoată și ele ceva.
Da, uite, avem și piersici. Cu care eram, n-am făcut tavernă, bar, cârciumă, de-aia n-am făcut, nu? Am zis că o să fac, dar n-am făcut. La urmă, nu cred că e necesar. Chiar acum să fac și din asta. Aici am zis că mai fac niște case, dar am deja case pe aici. Prea puține lemne. Cred că mă încadrez cu 1500 de lemne tăiate la câtă populație am, nu? Asta e aproape gata. Asta mai durează până le face. Trebuie să fac eu drum mai sus de aici până în piață și pe lângă piață pe aici. Așa și așa. A, nu merge să-i dea? Nu merge să-l dea. N-are nimeni, las-o așa atunci. Dacă nu merge, o să dau pe lângă piața așa. A, pot să-i dau pe lângă. Gata, m-l-am făcut și pe ăsta. Așa. Am 3 persoane, dar n-am destul material strâns, așa că nu o să bag nimic momentan în partea asta. Suntem pe viteză doar 5. Îmi dau cu 10 că n-am ce să mai fac altceva acum, doar aștept. Să strângem material, să vedem, să mai treacă anii. Să vedem dacă am destule persoane ca să mai bag pe aici. Să mai fac o parte din oraș și în zona asta. Să mai bag eu pe scar în spate la ăștia. Am un hambar, am o piață chiar lângă ei. Case ar trebui să mai fac. Dar n-am destul material, am prea puțin material să mai fac și case. Nu mi le termină nici pe astea. Ah, mai vine un comerciant, dar stai să vedem ce mai luăm. Aș vrea să iau niște animale, dacă îi găsesc. Dacă o avea asta, că nu, altceva n-am ce să folosesc. Ia zi-mă, ce ai tu pe aici? Teza 2. Uite-mă care are vaci. Are vaci. 800. Strâng eu 800 din ce am aici? Nu strâng. Nu pot să iau nici măcar o vacă. Nici măcar o vacă. Stai puțin, deci o vacă. Dar astea până la urmă le iau să folosească pielea de la ele. Două vaci. N-am șanse să fac eu 1600 din astea. Nici o șansă. 1300, deci nu reușesc să iau nimic. Sunt prea scumpe vacile la asta. Lemne de foc nu prea pot să dau că le consum aiurea. 1200, cum a venit iarna acum, gata, s-au consumat. Cred că îi dau 2000 să facă. Să spargă 2000. Bine că el sparge momentan, dar deci nu pot să iau nici vaca. Cum facem, mă? Să măresc că se dau mai multe? Nu, că am mai greșit eu chestia asta. Las-o așa, du-te liniștit că nu pot să iau cu 800. Nu prea am din ce să mai măresc aici ce am în inventar. Să măresc din lemnele sparte. Lemne până la urmă aș mai avea de unde să tai, dar hai că mai punem lemne până la urmă, lemne sparte. Și pe lemn normal nu dă nimic? 2, de prea puțin. Lemne sparte 4. Pe lemne sparte, unde le am aici? Să băgăm 40. Și lemne normale 40. Măresc și mâncarea am mai avea. Dau și aici 40. Aici avem doar 20. Aș putea să bag, deja am băgate piersici. N-am ce să mai dau. Haine avem 75. Bag 20 din haine. Poate iau și cu haine 20. Dar nu, că din 20
Nu e bine. Din 20 de haine le face greu când folosește pielea aia care abia o strânge. Asta o lăsăm așa. Aș putea să bag în zona asta, să bag vacile sau să bag în partea asta lângă piață. Prea mai am materiale de construcții. Până le strânge, dau pe viteză maximă și mai așteptăm. Hai că au început să mai crească din ei. Avem 4 persoane care... 4 muncitori care mai cară. Bă, da, mâncare e cam puțină. Cred că mai fac un fermier. Ia stai așa. Am aici 2. Dacă le dau să lucreze și pe ăsta, trebuie să bag încă 2, da? Bine. 2 fermieri. Și dacă bag un spărgător de lemne în partea asta, hai că lemne am mai avea. Cred că face față și unul. Dau ăsta 2000. Și vedem dacă reușește să facă ăsta. Cât face? Face 1000 pe sezon. 1000 pe sezon e bine, mă. Copaci mai are pe lângă ăsta. Dă-i pe viteză maximă. Hai să așteptăm să mai treacă un an, vedem ce se mai întâmplă. Ce zice ăsta că are? Au, are și ăsta limite, n-am știut. Unde sunt, mă, limitele? Opa, cine a murit? A murit de bătrânețe, gata, încep să moară și ăștia. Ia stai puțin, care e limitele, mă, astea sunt limitele. Și avem așa, piatră, să mă opresc la 200, nu mă adună cât de multe. 500 piatră, 500 fier, 2000 la ăsta, piele 200, haine 150, nu 150, haine cât de multe, 500, plante medicinale, 1000 aici, să fiu sigur, măcar să strâng eu 1000 și să nu mai... Unelte n-am ce să construiesc așa tare ca să, așa de mult încât să le folosească pe toate. 150 ar fi destule momentan, poate mă măresc când ajung la 50 de persoane. Mai măresc din astea. Și cam atât, astea sunt limitele. Piele aș putea să pun și la piele 500, dar n-am ajuns nici la 200. N-ar fi asta o problemă. Cam atât aici. Hai să dăm viteză maximă, să vedem ce mai strâng ăștia pe aici. Cam puține. Puține din toate. Nici piatră, nici fier. Ăsta a început să care și el din partea cealaltă. În hambarul ăsta încă n-avem nimic. Păi, dar de ce n-avem nimic în ăsta? L-a băgat în piață? Da, a băgat direct la piață. A, dar aici n-am pe nimeni. Am unul singur, n-am pe nimeni, nu. Semnul întrebările. Păi și cum, le bagă direct muncitorii? Cum vine asta, mă? Ia, las-o puțin mai încet, să mă concentrez pe aici. Ăsta nu prea... Unde ești, mă? Avem decât unul singur, adună și el ceva. Care, mă, la culegătorul? Ăsta adună, cred că e cel mai puțin. Ia, puțin e rău. Aș putea să mai bag unul din ăsta. Dar n-am destule. N-am nici vânători, n-am destule. Aș putea să am 6 și am doar 4. La pescari am doar 2. Aici aș mai fi băgat eu plante de astea cu legător, să mai niște fructe de astea de pădure. Aici am doar unul și se descurcă destul de bine la piață. Avem 60%, ia uite, are la carne 1200. Asta e plin. Da, uneltele sunt destule, 150. N-avem nevoie de mai multe. Aș mai avea nevoie de persoane, mă, ca să pot să mai bag și pe aici.
Încă n-am construit astea, deci nu pot să... Nu pot să-mi fac încă fermă, nici dacă vine cu oi sau ceva. Sau aș putea să-mi fac. Cât să consumăm, mă? Consumăm mult tot asta? A, de cât lemn? Păi da, nu punem, mă, noi. Stai așa să vedem. Unde aș putea să bag eu cu vacile? Să bag exact în stânga? Bag aici? Aș mai avea spațiu de plantat. Opa, stai. Ce are? Mai avem piatră. Păi, nu mai avem că n-a adunat-o momentan. A adunat-o ce a adunat pe aici. Mai am nevoie de piatră pe la construcțiile astea. Păi și nu am dat eu, mă, să adune din partea asta. N-am dat? Am dat, nu. N-am dat să adune, n-am niciun X pe aici. Am doar la fier, am X-ul la fier. Bine, dă-i și pe piatră atunci. Piatră. Ia-o toată de aici. Piatra toată de în partea asta. Ia uite câtă piatră aici. O las neculeasă. Mi-a scăpat ceva? Nu cred că mi-a scăpat nimic. Măcar o văd eu apoi. Așa. Am zis că vreau să fac zona pentru... Dar n-am persoane, mă. O fac degeaba, că dacă n-am... N-am destule persoane ca să pot să bag și... Văvăcar sau îngrijitor de ăsta de... De animale. Trebuie să mai aștept un an, doi. Uite-mă că merge să bag aici. Consumă cât? 52. 52 din lemn. Ia, mă duc mai în sus. Aha, pot să fac mare, mă. Și bag în asta până la urmă, 68 de lemne. Bag în asta, cât de mult. Cred că o să fie destul. Cât 16 cu 20. Nu pot să mă mai bag în sus, nici în partea asta, că e prea mare. Sau să o las așa. O las așa. Vreau să mă mai întind cu niște piersici pe aici în sus. Mai că ăștia au început să adune pe aici. Nu mai sunt fericiți ăștia, nu știu de ce. Au muncit prea mult. Mergem cu 5, destul de repede. Uite-mă că avem 4 persoane, aș putea să mai bag la fermă, 3000, posibil să fie destul. Ce, asta e toamnă, asta e toată mâncarea strânsă. Uite că mi-a terminat și aici. Avem pădurari și aici. Pot să mai bag la pădurari, am nevoie de 8 la pădurari. Bine, mai băgăm un pădurar. Mai băgăm un vânător și un herbalist. Și acum o ducem rău pe partea cu muncitorii. Că nu mai are cine să adune, dar poate mai adună la iarnă. Haine au. Trebuie doar... Băi, nici haine nu mai am destule. Asta aici avem 2, ori planta aici ceva lemne ca să mai adun. Hai să dăm cu viteză mai mare, să vedem ce se întâmplă în anul următor. Poate reușesc să adun mai multe. Sunt 35 cu copii, 45. Case o mai avea? Mai sunt încă niște case goale pe aici. Ia uite aici. Ia asta măcar e decât o persoană în ea. Și pe aici spațiu aș mai avea pentru mai multe persoane. Lemne 1700. Uite că se descurcă asta singur să ia destule, dar rămânem și fără lemne. Asta își face treaba foarte bine. N-are cine să consume uneltele, așa că n-are rost să-i dau să facă mai multe. Aș putea să mai fac o casă și aici. Sau să mă întind mai în dreapta cu casă.
Le mai lăsăm momentan așa. O casă lui ăsta trebuia să fi făcut eu. Că asta e vânătorul și are casa în partea cealaltă. Cred că asta o să și facem. Noi facem o casă lui ăsta aici. Să vedem dacă se bagă în ea. O casă exact lângă... Peste drum de asta. Ia. În margine aici. În margine o casă. O să bag și în sus. Nu merge în sus decât pe margine aici. Facem două case și aici. Gata. Are cine să lucreze la ea? N-are, am decât doi constructori și cred că sunt pe partea cealaltă. Cred că ăștia îmi fac treaba în partea asta de aici. Hai că mi-a terminat și asta. N-am ce să bagă în ea momentan. Am constructori care... A, dar n-au mă ce să mai lucreze. A, n-au ce să mai lucreze aici, au terminat, gata. Acum începem să strângem fierul și piatra. Aș putea să bag unul aici? Nu, că n-am nevoie de muncitor să care materialele. Gata, m-a venit iar primăvara. A venit primăvara și aveam deja 3000 mâncare. Deci aș avea un plus de mâncare pentru mai multă populație. Aș mai avea ceva. Ăsta n-are material, n-are destulă piele. Dar pe unde umblă el când n-are piele? Unde ești, mă? Stai, stai. Ce face? Își ia să mănânce. A, uite, mă, că adună și el. Aha, și ea singur. Ce are nevoie? E primăvară, nu mai vine nimeni, mă. Eram curios dacă pot să iau niște oi ceva sau găini, dar... Și dacă le iau, n-am pe cine să bag, să aibă grijă de ele. Viteză maximă. S-o fi apucat de casele astea de aici? Încă nu. Nu e nimeni. Dar de ce? Ne-am dat, mă, două case, ce am făcut? Aba, da, sunt două case, ba. Dacă a început să adune la ea materialul. Opa, a venit, gata. Ia, mă, ce ai? Cine dai? Cine dai? Avem mere și ouă, plante medicinale. Am și eu 95. Să mai iau din plante medicinale, cred. Facem aici o schimbare. Luăm câte, mă? 20. Dacă iau 40, dau lemn de foc pe plantă medicinală. Cred că da, merge. O dată. Ouă nu mă ajută, că mâncare mai am. N-am nevoie de ouă. Aș vrea să mai iau eu de astea, dar nu cred că mă... Mere, să iau mere. Mă ajută pe mine merele acum? Nu cred că am ce face cu merele. Semințe de mere, să pot să plantez mere. Am acum piersici, măcar să pune prea mulți piersici. O să mă concentrez pe astea atunci. Plante medicinale, avem 95. Să iau 100. Ce să-i mai dau? Mai dau și din lemne. 40. Dau și din carne, 20. Am și grâu. Avem și ceapă, încă 40, da? Ce pot să-i mai dau pe aici? Pot să-i dau și piersici și rădăcini și am terminat, gata. Ia-le. Comandă de ceva, nu că o să fie prea scumpe. Și n-am nevoie de nimic acum. Îmi trebuie mie ceva acum? Nu. Mâncare avem destulă. Plante medicinale nu prea avem suficiente. Piele, dacă dau comandă o să-mi vină prea... Nu dau comandă de nimic. O să vină și scumpe. Și o să vină prea multe, nu o să le pot cumpăra, că n-am ce să-i dau eu de aici. Deci du-te tare că am terminat cu tine. Avem 3 muncitori noi. 3 muncitori noi.
Haine, mai avem nevoie de haine, mă, n-avem piele destul, deci mai băgăm la vânători. Vânători, 7. Și pădurar ar trebui să mai bag. Mai băgăm și la pădurar 2. Că muncitorii, dacă ăștia, constructorii, dacă n-au ce să construiască, mai adună și ei din materiale pe aici. Ia asta ce e? Stai că alergă de belea cu el. Asta e copil? Nu, care și el ceva. E, uite mă, e constructor și lucrează. Ce aduce? Lucrează, dar ce aduce? Aduce la hamban ceva? Unde? Nu, uite mă că lucrează, a dus aici la zona de socare, a dus piatra sau fier ce a dus el. Că n-are de lucru. N-are de lucru? Păi da, are de lucru. De ce nu se ocupă nimeni de astea? A, au doi care se ocupă de partea asta, dar nu înțeleg de ce nu au venit. N-au materiale. Nu știu care-i treaba. De ce n-au venit. Aici avem vânători, avem 3 vânători. Cât a luat pe sezonul trecut? 600 și ceva. Piele. Pielea vine cel mai puțin. Uite câte animale are. Uite, pe astea sunt ciupești sau ce sunt? Puteau să le ia și pe astea. Dar n-am niciun herbalist în zona asta. Nu herbalist, culegător. N-am pe aici culegători. Lemne, lemne, lemne. Nu mai avem destule lemne. 419 sunt cam puține. Și mi le calculează și pe astea de aici. Și aici n-am spărgător de lemne. Să mai bag un spărgător de lemne aici. Case goale mai sunt, nu prea mai sunt. Să mai facem case, n-am lemne, mă, n-am lemne, trebuie să mai iau lemne. Aici, uite, aș putea să iau lemnele din partea asta. Ia să dau să culeagă ăștia lemnele. Copacii de pe aici. Aș putea să-i curăț și pe ăștia, să mai fac cu zona orașului și aici, cu câteva case, cu o piață, cu cine mai trebuie. Dar am prea puține persoane. Hai să dăm noi cu viteza 10. Să trecem mai repede aici. Timpul, vedem ce mai fac ăștia. Lemne. Acum cred că încep să adune la ele. Cât e toamnă, gata, nu mai au fermierii ce să facă. Și lucrează și ei prin astea. Unde? Trebuie să dau click pe unul. Ia stai, 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 stai. Pauză. Ce e asta? Fermier, mă, uite, fermierul. Și adună și fermierul. Ia uite, are pești și are și lemne luate. Așa, mă, bun. Ia uite cum vine. Ca furnicile astea mișcă. Aici arată că iese foc, dar nu-mi zice câte lemne are. Câte lemne folosește și asta. Dacă începe să facă și casele. Sunt curios dacă se bagă vânătorii în astea. Am 3 vânători aici, măcar... Da, ar putea să bage în vânătorii, 3 vânători în casele astea. Să nu mai meargă până în marginea orașului. Ia uite ce curăță la lemne pe aici. Ia mă, ce avem aici? Avem, n-avem ce trebuie, avem un constructor și un pescar. Nici în asta nu se bagă, mă? Vânătorii. Ne avem 3 persoane. Încă nu le dau, las muncitorii să care. Mai așteptăm. E iarna, avem 3000 din mâncare. Deși iarna crește mâncarea. Crește de la culegător sau de la pescar, poate, vânător. Asta e fericirea. Cetățenilor nu prea sunt fericiți. Bine, sunt de aproape 5 stele, dar nu e maxim. Uite mă că s-au băgat, mă, gata. S-au băgat, mă, s-au schimbat imediat. 2 vânători aici și unul aici. Ce tare. Bun, așa. Ne-a curățat copacii prin partea asta. Piatră și fier mai avem o grămadă acum. Stai puțin ce a făcut. A murit iar de bătrânețe. Prin zona asta încă n-au terminat cu adunatul. Deci nu le dau să mai facă nimic.
A murit un fermier și l-a înlocuit un muncitor, da? Am doar două persoane. Ne dăm să treacă iar timpul mai repede. Am nevoie de mai multe persoane. Iar a murit iar cine? Un herbalist. Și gata, uite, bine că nu le-am dat. Că n-am de ce să-i dau, că nu mai are cine să-i înlocuiască apoi. Gata, mă, se termină și iarna. În hambarul ăsta au băgat puține. Dar cine bagă aici? A, ăștia de lângă, am uitat că am pus astea pe aici. Asta e pădurarul, a luat și el pe 22 de lemne sezonul trecut. Și ăsta, herbalistul, doar două, mă, plante medicinale. Vânătorul a luat și el ceva. Cam puține, 12, nu știu exact că e chiar puțin. Dar nu reușim să strâng aici, cred că le ia, ori nu la piață, le ia, le folosește, asta înseamnă că le face la croitorul, le face haine. Haine avem 82. 82 și limita la haine e de 500, deci am destul la limită. Nu se oprește prea curând de la. Mâncare mai avem, dar nu chiar suficientă. 2000 cam puține, e cam la limită. Aș putea să mai construiesc case. Că acum aș mai avea pe stoc materiale. Deci mai băgăm niște case. Mai băgăm niște case, uite, una. Nu cred, nu pot să bag case aici. Pot să bag în sus? Nici în partea asta nu merge. Nu. Abia până aici pot să. Abia aici pot să bag. Da, pot să mai bag niște case pe aici. Sau să bag teren. Să bag teren de pentru fermă. Sunt cam puține terenuri aici. Aș putea să mai bag un teren în partea asta. Cum facem aici? Case merg până în margine de tot. Mai bag case aici, gata. O casă. Două. Trei. Patru. Cinci. Câte case mi intrăm? Șase. Șase case. Băgăm șase case pe aici. Șase case și mai măresc. Mai măresc terenurile, dar nu am încă pe cine să bag aici. Sau să bag să lucreze, dacă bag, îmi bagă două persoane. Hai, băgăm două persoane aici. Fasole. Croitorul? Păi de ce l-a băgat mă aici? Era casa plină pe undeva? Nu. Păi și el are casa aici. Se duce tocmai. Nu aici. Unde? Asta. Se duce tocmai în partea aia. Viteză. Sunt pe 5. De pe viteză maximă. Că nu prea am ce să mai văd momentan. Ce să mai fac. I-am dat să facă niște case. Cam material. Încă mai sunt. Nu mai sunt de adunat? Ba da, mai sunt. Mai sunt. Mai au pe aici de luat. Din piatră. Din fier. Pe aici au curățat. Aș putea să mai dau să curețe din nou. Piatra. Piatra și fierul apoi. Nu vreau să mai ia din copaci și că mi ocupă spațiu degeaba acum. Da, mă, n-am fier pe aici decât ăsta. A, și mai aici un tank de fier. Când o să rămân fără, o să fie belea mare. O să trebuiască să iau piatră și fier. Sau să fac mină, dar nici mina aia nu o să țină prea mult. Ia mă, cine a venit? Ce ne-a adus ăsta aici? Oi, avem oi, gata. Luăm niște oi. Luăm, dar nu prea am pe cine să bag. Sau, ba nu. Luăm câte mă? Luăm două. Dacă am cu ce, n-am cu ce să iau. 20. 20 cu 40. Cu 40 și nu mi-ajunge să iau două oi. Trebuie să mai măresc, să iau din copaci. Dacă iau o oaie, face asta ceva cu o oaie. Hai că luăm o oaie.
Asta, te-am permis atâta iau. Seamă, nu mi-ajunge. Nici de o oaie n-am. Da, bă, ce calcul am făcut eu? Nu știu. Că n-am nici măcar de o oaie. Ce mai scump? Unelte de fier aici. Prea îmi place dacă le folosesc pe astea. Dacă n-am pe ce să le consum, așa tare. Dacă mai bag 40, am de unde să bag 40. Tot nu mi-ajunge, mă? Ba da, mi-ajunge. Nu, nu bag unelte, bag mai bine lemne de foc. Hai să vedem dacă mi-aduce asta lemne de foc. Lemne de foc. 60, 80. Lasă 100 lemne de foc. Și mai așteptăm până le aduce. Hai mă, le ia. Am 40. Și aici 40, trebuie să mai aduc ăsta. Bă, de ăsta nu-i bag. Să-l bag 20. Uite mă, le-a adus, hai că le-a adus. 100. Din ăsta îi dau mai puține. Gata. Ia-mi o oaie, ce să fac. Pa, du-te tare. Să vedem unde îl bag aici. Băgăm aici oaie. Trebuie să bag... Unde e, mă? Păstor sau ce-o fi asta. Gata, se duce oaia liniștit acolo. Nu pot să dau click pe ea. Se duce singură, mă. Nu ia nimeni, ea știe unde e casa, se duce singură. Ce tare. Avem unul aici care are grijă de ea. Nu știu dacă dintr-o oaie să fac mai multe, dar vedem acum. După ce o să treacă timpul. După viteza 10. Lemne de foc, ia o ce gălăgie face. A venit toamna. Așa. Stai că n-am nevoie de la. Asta lemne, avem puține lemne, avem puține lemne aici. Nu mă, ia uite, avem aici un tank de lemne, 174. Asta mai face unelte că le-am consumat acolo. Casa aș putea să mai fac niște case pe lângă alea care deja le-am construit. Dar le-a construit. Le-a făcut, mă, pe toate. Casă, casă, iar casă. N-am pe nimeni aici. O să băgăm unul și aici. Gata. Spărgător de lemne. Momentan mă descurc cu 2000 la câți cetățeni avem. Vrei să meargă mai repede? Avem fermieri, avem un păstor la oaia aia. Să vedem dacă ia lână de noi. Dacă ia multă lână, o să-i dăm și să facă haine de lână. Asta nu mai are piele. Asta o duce rău de tot. Haine, avem 89. Ne ajung, dar nu prea are din ce să mai facă. Sunt curios câtă lână ia de la oaie. Așa, culegător de cât unul. Inventar. Uite-mă că ia ceva, ia. Și se duce unde? Se duce aici, aici le duce. Pentru că el stă în partea asta, nu? Nu, aici. Da, și le aduce imediat. Culege toată zona asta. Cine, mă? Ăsta ce? A, ăsta nu... Nu mai face unelte că avem 150, da. Bine, bine. Fermierii încă nu-i văd. Au început să adune și ei pe aici. N-am pus să dau click pe niciunul, mă. Și ăsta e fermier, da, uite, adună la materiale. Ca au haine. Și pot să stea în frig. Aș putea să mai fac niște case. Am făcut deja case. Să mai construiesc. O să consume mult lemn. Iarna, da. Lemnul de foc îl consumă mai repede dacă sunt mai multe case. Sunt 14. Ce aș putea să mai fac? Ce aș putea să mai fac?
De fapt nici nu mai contează, că n-am pe cine să mai bag. Nu mai am muncitori, nu mai am constructori. Lăsăm doar timpul să mai treacă. Ia, m-a luat ceva, sezonul trecut, nimic. Nimic. Fasole 60. 336, nu calculează pe sezonul trecut. Opa. Au început să moară ăștia, mă, de bătrânețe. Și n-are cine să-i înlocuiască. Hai că e tare. E tare. Deci lăsăm muncitorii. Și pe cine mai e? Fermieri și... Hai că l-am locuit. Pe unde mai este semnul întrebării? Aici nu vreau să lucreze nimeni momentan. Las-o așa. Nu mă duc în eroare. Deci nu am nevoie de spărgător de lemne, caz în lemne. Momentan mai avem 1300. Mai avem. Bă, da, pe aici de pe unde a curățat nu mai crește nimic. Dacă nu pune pădurarul, pa, s-a terminat. Adio, copaci. Sau sunt ăștia copaci și cresc mai greu. Da. Încep să moară de bătrânețe. 71-70 mai mulți și din ăștia. 73, băi, o să moară o grămadă. Deci e clar, am nevoie de case. Mai facem case atunci, dar cine să mai fac? Probabil m-am întins cu construcțiile astea prea repede. Am făcut prea multe și am împărțit aiurea. Să renunț la ceva? M-am grăbit, mă, cu partea asta? Cu casele, cu astea? A luat, mă, ceva lână? Nimic. Da. O să mai moare din ei. În anul următor sau peste 2 ani, că deja sunt iautici aici. 75. 60. O să dispară, cred că, jumate din ei. Jumătate din ei o să dispară. Hai să mai dau să fac niște case atunci. Poate am norocul să mai apară din copii. Să mai vină copii. Deci băgăm o casă aici. Una aici. Mai intră una? Nu mai intră. Mai băgăm una aici. Mai intră una în margine. Mai intră una și în margine. Dar cred că o să bag plantații de... Păi da, n-am fermieri, bag degeaba. De pieții și aș mai fi băgat. Sau mai bag un pescar, dar n-am nici aici ocupat. Nu, n-am de ce să pun. Acum mai las așa, las spațiu liber și mă hotărăsc eu în timp ce mai pun. Materiale am, nu? Mamă, că sunt case de lemn, o să le fac imediat. Ceva lună de aici? Nimic. A, bă, da, uite acum. Bă, stai puțin. Avem două, gata. Avem două oi. Uite, o oaie mai mică. Gata, mă, sunt două. Unde? Apare două. Două din... Două din 16, deci 16 maximul pe care pot să-l am aici. Da, mă, deci a fost bine că am luat o oaie. Nici nu trebuia să consum resursele pe două oi. Ce mișto. Ce mișto! Aici nu mai construiește la ele? Nu le mai construiește. Da, hai că e suficient pentru astăzi. Ne vedem mâine. Pa!